Fără racordare la gaze, locuitorii comunei Fântânele se pregătesc pentru iarnă strângând vița de vie uscată de pe dealuri. Scumpirea lemnelor a făcut ca pentru o casă cu două focuri costurile pentru încălzirea în sezonul rece să se ridice la 3.000 de lei, iar pentru centrală la peste 8.000 de lei. Și pentru că cei mai mulți săteni din Fântânele sunt pensionari cu venituri de 700-800 de lei, vița de vie a ajuns să fie baza lemnelor de foc. Dacă ar fi gaze, nu ne-am mai încălzit cu lemn. Dar ce să facem? Da. Asta e viața la țară. Cât vă costă ca să vă încălziți într-o iarnă cu lemne? Ne costă mult. Peste 15 milioane. Da? Așa pe puțin, ca să... Și da? ce fac cei bătrâni care n-au decât pensia? Păi dacă o mașină de lemne costă 15 milioane și 3 metri cub de lemne, dar să ai mai multe focuri, te duce 100 de milioane. Sau să ai centrală, te duce 100 de milioane. Deci singura soluție ar fi benefică să bage gaze și în comuna dumneavoastră. Da. Dacă ar băga, ar fi mai bine. Primarul comunei Fântânele, Constantin Nițu, ne spune că mâine se va face un prim pas pentru aducerea gazelor în comună, când va avea loc o întâlnire cu primarii localităților limitrofe, președintele Consiliului Județean Prahova și conducerea companiei de distribuție a gazelor. Sperăm că la această întâlnire vom reuși să stabilim toate documentele necesare pentru înființarea rețelelor de gaze pentru această zonă, astfel ca populația să poată beneficia de această utilitate care este neapărat nevoie pentru localitatea Fântânele. Pentru cei 5 locuitori ai satului Bozieni din comuna Fântânele, nu mai există speranțe că vor ajunge gazele și la ei, casele fiind construite pe un deal destul de izolat. Însă acest lucru nu pare să-i deranjeze foarte tare. Cum este aici izolată de lume? Să știți că e frumos. E frumos, aer curat, verdeață multă. Dar nu suntem izolați, că Fântânele aproape, Malul Roșu aproape. Mai, sunteți, câți locuitori sunt aici în sat? 5. Vedeți? Nu ai doi? Mai sunt doi acolo și mai e tanti Caterina. Și cum vă simțiți așa într-o comunitate foarte mică? Foarte bine. Nu e mai bine. Nu deranjează nimeni, nu ne certăm cu nimeni. N-avem scandal cu nimeni. Sunt și avantaje, nu? Ne sculăm dimineața, ne apucăm de treabă în curte cu păsările, cu porci, cu... Ăla noi n-a venit încă boala aia. Cam și eu doi porci frumoși. Să vă trăiesc. Capră, am iepuri. Dar cum vă descurcați cu încălzirea iarna? Am făcut curap aici ca să facem gardul ăsta de sârmă, zic, să nu mai vină câini, să nu mai vină nimic. Și lemnile le băgăm la foc. Noi suntem bătrâni, vrem să plecăm, că noi avem casă și mizil. Tanti Caterina e bătrână, săraca cea, că pleacă și ea la fată. Pentru cine să aducă aici gaze? Izolarea satului Bozieni este mai suportabilă de când s-a asfaltat drumul de pe deal. Am putut să rezolvăm și această problemă pentru că majoritatea drumurilor le aveam pietruite. Am fost prinși, de fapt suntem introduși în Programul Național de Dezvoltare Locală. Am reușit să obținem aprobarea pentru asfaltarea 9,4 km, ceea ce vom rezolva 85% din totalul drumurilor care le are localitatea Fântânele. Din păcate, de la ultimul recensământ, populația comunei Fântânele s-a diminuat de la 2200 de locuitori la 1960, iar scăderea sub 2000 de locuitori împiedică primăria să mai acceseze fonduri europene.